On behalf of New Zealand, I want to apologize to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. Grace Amy Rosemary Lane s-a născut pe data de 2 decembrie 1996 în Anglia, mai precis în orașul Essex, unde locuia împreună cu mama Gillian, tata David și frații mai mari Declan și Michael. Grace a fost mereu o fată sociabilă, plină de viață, foarte creativă și, cel mai important, își iubea familia extrem de mult. A terminat liceul cu succes, a absolvit apoi facultatea de marketing și era nerăbdătoare să înceapă un nou capitol din viața ei. Înainte de asta, Grace însă a decis să plece într-o lungă călătorie. Visul ei cel mai mare era să reușească să facă turul lumii și se pare că acesta era momentul potrivit. Înainte de plecare, Grace s-a tuns și și-a donat părul asociației Princess Trust, care se ocupă de transformarea părului uman în peruci pentru copii bolnavi de cancer. În luna octombrie a anului 2018, Grace și-a făcut bagajul și a plecat. Aceasta s-a oprit mai întâi în Sud America, unde a petrecut 6 săptămâni în Peru și unde a cunoscut alți tineri călători. În tot acest timp și-a sunat zi de zi părinții și prietenii, dar posta și online fotografii din vacanță. Pe data de 19 noiembrie 2018, Grace, în vârstă de 21 de ani, a ajuns în Noua Zeelandă. 11 zile mai târziu, s-a cazat la The Base Backpackers în Auckland, pe strada Queen. Acolo împărțea o cameră cu alți tineri. Sâmbătă, 1 decembrie 2018. Îmbrăcată într-o rochiță neagră, pantofi albi și cu o gentuță în mână, Grace a ieșit din clădire în jurul orei 18 și s-a îndreptat spre centrul orașului. Cunoscuse mai devreme pe aplicația Tinder un băiat și se pare că în acea seară cei doi s-ar fi întâlnit pentru prima dată. Grace și misteriosul băiat și-au dat întâlnire în complexul Sky City, unde există mai multe restaurante, baruri și un casino. Fata i-a trimis între timp mesaje prietenei sale de acasă, Amina, căreia îi scria: ne înțelegem foarte bine. Este manager și locuiește într-un hotel. Totul părea să fie ok din toate punctele de vedere. Cei doi s-au întâlnit, au intrat în barul The Blue Stone Room și s-au așezat la masă. La un moment dat, Grace s-a ridicat de la masă și probabil s-a dus la toaletă. Misteriosul bărbat a profitat de acest moment și a început să se uite în geanta fetei. Nu știm ce căuta mai exact, cert este că Grace, sărăcuța, nu știa nimic. S-a întors înapoi la masă, liniștită, iar bărbatul s-a comportat normal, de parcă nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. La ora 21:30 au părăsit localul ținându-se de mână și s-au îndreptat spre oraș. A doua zi, 2 decembrie, Grace împlinea vârsta de 22 de ani, iar cei de acasă erau nerăbdători să îi ureze la mulți ani. I-au trimis mesaje și au sunat-o de atâtea ori, dar ea nu a răspuns la niciun apel și la niciun mesaj, iar așa ceva nu mai făcuse niciodată. Pe data de 5 decembrie, părinții fetei au contactat poliția din Auckland și au explicat situația. Agenții atunci i-au contactat pe cei de la hotelul The Base Backpackers. Au aflat așa că fata nu s-a mai întors în camera ei și că nu o mai văzuse nimeni de pe data de 1 decembrie. Majoritatea lucrurilor ei personale se aflau în camera ei, iar agenții bănuiau că Grace poate a rămas acasă la cineva și doar a uitat să-și contacteze familia.
Totuși, și-au schimbat imediat părerea și asta datorită faptului că, din fericire, în Noua Zeelandă, camere de supraveghere există la orice colț de stradă, iar agenților le-a fost foarte ușor să înțeleagă ce s-a întâmplat cu Grace în acea seară. În primul rând, cu ajutorul acestor filmări, agenții au reușit să identifice acel bărbat misterios. În seara în care a dispărut, Grace și-a schimbat poza de profil de pe Facebook, iar sub noua poză cineva i-a lăsat un comentariu. Cel care a lăsat acest comentariu este de fapt același bărbat din filmări. Jesse Kempson este numele lui și în acea perioadă era cazat la hotelul City Life din Oakland. Dar cine este mai exact acest Jesse Kempson? Jesse avea 26 de ani, s-a născut în Wellington și a fost crescut de bunici pentru că părinții lui au divorțat. Toți cei care au avut ocazia să îl cunoască pe Jesse au declarat că acesta este și mereu a fost un mincinos patologic. A trecut de la a minți că este verișorul unui jucător de rugby faimos până a le spune oamenilor că are cancer și că este pe moarte. A mințit angajatori, proprietari, parteneri și a mințit familia și la fel și prietenii. Jesse a fost prins cu minciuna de foarte multe ori și, în acest mod, a reușit să rămână fără casă și fără un loc de muncă. Fostul proprietar al apartamentului în care acesta locuia a povestit că Jesse susținea că este un jucător profesionist de softball și că era membru al echipei naționale The Black Sox. Totuși, Jesse nu a mai reușit să plătească chiria în ultima perioadă, iar scuza lui era că numai ce semnase un contract foarte important și că mai trebuia să aștepte puțin până să îi intre banii în cont. Totuși, trecuseră deja 8 săptămâni și nimic. Atunci, proprietarul a contactat managerii echipei Black Sox și a aflat că, de fapt, a fost păcălit în tot acest timp. În momentul de față, Jesse nu avea un loc de muncă, iar asta tot din cauza minciunilor sale. Și-a pierdut ultimul loc de muncă chiar pe data de 1 decembrie, în aceeași zi în care a întâlnit-o pe Grace. Tell us about Grace. So I was talking to Grace on Tinder. Yeah. We'd matched on Friday. I saw that we'd matched the next day on Saturday. And then we met at Sky City, and then we decided that we were going up to Andy's Burger Bar, which is on the first floor. Mm. Whose idea was it to go to that particular burger place? Me, because I didn't initially know that she was real. What do you mean? Well, there's a lot of... So have you heard of catfish? No. So catfishing is where someone uses your profile, or uses your photos and pretends to be you and then meets, and you're a completely different person. How does meeting in a public place sort of protect you from meeting someone who's not as good looking as... Well, there's security there. So if she wasn't who she said she was, yeah. At least in my mind I'd feel safe. Mm-hmm. Yeah, that's us. Down there? Yep. So she's going that way, and I'm going across the street. I go down Queen Street. I go down Victoria Street, straight down to the bottom, and then hang a left, and I head towards the viaduct. You've kind of walked in a bit of a funny direction if you were planning to go to the viaduct. Is there a particular reason you were going to do that? I feel safer down that way. And we're very, very concerned for her safety, obviously. Yep. It's entirely possible that she's been the victim of foul play. Okay. You understand what that means? Yeah. What would your feelings be about providing us with a voluntary DNA sample in the event that we can compare that against something? Would you be happy with yeah, that?
100%. I mean, I know I haven't done anything wrong, so I'm happy to do it. Okay. At this stage, we don't know what's happened to this girl. Okay. It's possible that somebody has killed her. Okay? Okay. You understand that? Yep. She might, when I say foul play, I mean that someone might have murdered her. I don't know if she's been murdered or not yet. She may be alive and well. Okay. But she might also be dead. Okay. And it could be that you've done it. Hey, I just want to ask a question. Have I been arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, mate. Oh. No. Oh, sorry. Holy shit. Jesse a declarat că în noaptea aceea nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun. Întâlnirea s-a încheiat frumos, cu o îmbrățișare, un sărut pe obraz și cu un plan pentru ziua următoare. S-au salutat în jurul orei 22 și au luat-o fiecare pe strada lui. A mai declarat că a doua zi a încercat să-i trimită un mesaj lui Grace, dar a observat că aceasta l-a șters din lista de prieteni, așa că nu a mai deranjat-o și totul s-a încheiat acolo. Detectivii l-au ascultat, dar ce nu știa Jesse era că aceștia începuseră să controleze și camerele de supraveghere din hotelul City Life și erau pe cale să afle adevărul. Încetul cu încetul au analizat aproape 6 terabytes de date și au aflat că, în ciuda faptului că Jesse a spus că el și Grace au luat-o pe străzi diferite, amândoi au fost văzuți de fapt intrând în hotelul City Life ținându-se de mână. Au luat liftul și au intrat în camera lui Jesse, doar că din acel moment Grace nu a mai fost văzută părăsind clădirea. A doua zi, dimineață, de ziua lui Grace, Jesse a ieșit din hotel. S-a oprit la un magazin, a cumpărat o valiză, soluții pentru curățenie, apoi a luat un taxi și s-a dus direct să își închirieze o mașină. A închiriat o Toyota Corolla roșie. Câteva ore mai târziu s-a întâlnit cu o altă femeie pe care a cunoscut-o tot pe aplicația Tinder, dar odată ce întâlnirea s-a încheiat, aceasta i-a dat raport și l-a blocat. Întâlnirea ei cu Jesse a făcut-o să se simtă atât de neliniștită încât a refuzat să urce în mașina lui și a plecat singură acasă, fără să mai vorbească cu el vreodată. Jesse și-a continuat ziua. A mers în centrul orașului, de data aceasta, pentru a închiria o mașină de curățat covoare, explicând că a vărsat vin roșu pe covor, iar acum trebuia să scape de acele pete. S-a întors la hotel, apoi la ora 21:30 a ieșit din nou din cameră cu două valize după el și le-a așezat în mașina pe care a închiriat-o mai devreme. În jurul orei 7 dimineața, a doua zi, a fost surprins din nou de camerele de supraveghere, de data aceasta cumpărând o lopată. Două ore mai târziu, a fost surprins spălând mașina. În ziua în care Grace a fost dată dispărută, Jesse a fost văzut în diferite puncte ale orașului, aruncând ceva la gunoi. Aici vedeți agenții de poliție care au ajuns la hotelul City Life încercând să îl găsească pe Jesse. Acesta, chiar atunci, se întorcea la hotel și se îndrepta spre recepție. Dar văzând că acolo îl așteptau agenții de poliție, s-a întors rapid și a început să se îndepărteze cu capul îndreptat în direcția opusă. Agenții l-au văzut însă și l-au urmărit. Jesse a fost prins. Chiar dacă a negat că s-ar fi întâmplat ceva cu Grace, agenții au început totuși să caute indicii în camera acestuia. In tonight with a public appeal for missing British backpacker Grace Mullane. A short time ago, police held a press conference to appeal for sightings of the 22-year-old who has not been seen since 7:15 p.m. on Saturday night. Era 7 decembrie, iar David, tatăl lui Grace, se afla în Oakland.
I'm David Mullane, Grace's dad. Thank you for coming today. As you know, Grace has been missing for several days. We last had contact with her on Saturday the 1st of December. And as a family, we've been extremely concerned for her welfare. Grace is a lovely, outgoing, fun-loving, family-orientated daughter. Grace has never been out of contact for this amount of time. She's usually in daily contact with either her mother, myself, her two brothers, members of the family on social media. She arrived here on the 20th of November and has been bombarding us with numerous photographs and messages of her adventures. We're all extremely upset, and it's very difficult at this time to fully describe the range of emotions we are going through. Ancheta a continuat și, deși poliția nu a dat numele suspectului, totuși au dezvăluit că au vorbit cu el. Timpul trecea, iar oamenii erau tot mai înspăimântați, iar detectivii erau și ei tot mai îngrijorați pentru Grace. Pe data de 8 decembrie, pe măsură ce noi dovezi ieșeau la iveală, Jesse a fost interogat din nou. De data aceasta însă, povestea lui se schimbase drastic. Indicated that you're willing to speak to us about the events of last Saturday. Is that correct? Yes. Tell me what happened last Saturday. She started talking to me about 50 Shades of Grey. We started having sex. At first it was just normal. And then she asked me if we could get into bondage, having, I guess, more violent sex. We ended up on the floor. And then she told me to hold her throat. So I went into the shower. And then all I remember is falling asleep in the shower. I need to stop. I need to go. Jesse a declarat că doar a doua zi, când s-a trezit dimineața, a realizat că de fapt Grace era moartă și automat a intrat în stare de șoc. Panicat, a înghesuit trupul fetei într-o valiză și a plecat în căutarea unui loc unde să o poată îngropa. În orice caz, bărbatul a declarat că este nevinovat. I didn't know what to do. I went downstairs and I was just, I don't know, I was all over the place. You come out of the shower. Yep. The light's been on in the shower. Yep. You put a towel around you. Yep. You've turned the light off and Yep. Then you've returned to your bed and you've gone to sleep in your bed. Yep. And at that point, when you exit the shower, you don't look around, but your assumption from the silence. I thought that she had gone. I thought she had left. We're going to head out of here very, very soon, and you're going to take us to where you've buried her. Yeah. She will likely be exhumed tomorrow. Okay. At some point, and after that, a pathologist, a specialist doctor, will perform a post-mortem. Yeah. They're very skilled at establishing people's causes of death. Do you understand that? Yeah. Did you kill Grace Mullane? No. Okay. Jesse Kempson, you're under arrest for the murder of Grace Mullane. În camera lui, detectivii au găsit alte indicii. Jesse a încercat să curețe bine camera, dar pe podea încă existau pete de sânge. Era sângele lui Grace. După cum le-a povestit bărbatul, detectivii au început să caute fata în apropierea lacului Waitkere. The area was identified late last night as a location of interest as a result of our investigative work. I can now advise that a short time ago, we located a body which we believe to be Grace. The formal identification process will now take place. However, based on the evidence we have gathered over the past few days, we expect that this is Grace. The focus now is to piece together exactly what happened to a young girl who came to New Zealand on her OE. Obviously, this brings in
a search for Grace to an end. It is an unbearable time for the Mullane family, and our hearts go out to them. Any father, any parent in this situation will struggle. Yeah, I feel for them. I have a daughter in her 20s. We're putting a lot of support around him. It's difficult because he's here with a brother from England and the rest of the family are back home. În jurul orei 16, trupul fetei a fost găsit. Scott Beard conducea această anchetă și lucra îndeaproape cu familia Mullane. Pentru el și echipa sa, care spera să o găsească pe Grace în siguranță și să aducă vești bune familiei, era clar cât de dureros era acest moment pentru toți cei implicați în căutare. Mii de oameni au ieșit în stradă și au aprins o lumânare pentru Grace. Prim-ministrul Jacinta Ardern și-a cerut scuze în mod public părinților lui Grace și le-a oferit sprijinul ei și al țării sale. I cannot imagine the grief of her family and what they will be experiencing and feeling right now. And my thoughts and prayers are with her father David, who is in the country, her mother Gillian, who cannot be here, and her wider family, friends, and loved ones. And so, on behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. I've advised the family through the police that if there is anything we can do to assist, we are here to help with that. Jesse Campson a fost acuzat de uciderea lui Grace Mullane. A fost arestat pe data de 10 decembrie, la doar 5 zile după ce Grace a fost dată dispărută. Rezultatul autopsiei arăta că fata a fost ținută cu forța și sugrumată. În jurul orei 1:30, în timp ce Grace zăcea moartă în camera lui, Jesse a căutat pe internet următoarele lucruri. Care este cel mai puternic foc, păsări carnivore și mai multe informații despre zona în care Grace a fost găsită. Jesse a vizitat apoi un site de pornografie și în cele din urmă a făcut poze intime cu trupul fetei. Era luna ianuarie și sute de oameni s-au prezentat la catedrala Brentwood din Essex, unde a avut loc înmormântarea lui Grace. Detectivul Scott Beard, care s-a ocupat de acest caz, a fost și el prezent și a oferit sprijinul său familiei Mullane. La 6 zile de la înmormântare, Jesse s-a prezentat în instanță și a pledat nevinovat. Procesul a început în luna noiembrie. Avocații criminalului susțineau că, deși tragică, moartea lui Grace nu a fost decât rezultatul unui joc erotic care, din păcate, s-a sfârșit în cel mai tragic mod posibil. Aceștia susțineau că Grace a mai avut întâlniri de genul acesta și cu alți bărbați înainte de a-l întâlni pe Jesse, doar că acesta a ucis-o din greșeală și pur și simplu a intrat în panică. The defense case is that this is not a murder. It was an accidental death that took place in the context of sexual activities that, if done incorrectly by inexperienced and/or intoxicated people, can go wrong. Existau însă prea multe dovezi care indicau că bărbatul de fapt nu s-a panicat deloc odată ce Grace a murit. In this case, to have killed Grace Mullane, the defendant, gentleman over here at the back, behind me, had to have had her under his grip, suffocating her, strangling her is probably the correct term, for a total of 5 to 10 minutes. At some point of which she lost consciousness and would have become, under his hand hold, unconscious and limp and lifeless, and he had to carry on. And if that's not reckless murder in this country, ladies and gentlemen, somebody will have to explain to me what is. Do you find the defendant, Jesse Shane Kempson, guilty or not guilty? Guilty.
Pe data de 22 decembrie 2019, Jesse Kempson a fost găsit vinovat de uciderea lui Grace Millane și condamnat la închisoare pe viață cu posibilitatea de a fi eliberat condiționat în anul 2036. You are a large and powerful man. She was diminutive. In those circumstances, Ms. Millane was particularly vulnerable. You were in a position of total physical dominance. On a daily basis, I torment myself over what you did to my Grace. The terror and pain she must have experienced at your hands. As a mother, I would have done anything to change places with her. I sit full of guilt, knowing I couldn't help her, but I should have been there. She died terrified and alone in a room with you. The verdict of murder today will be welcomed by every member of the Millane family and friends of Grace. It will not reduce the pain, the suffering that we've had to endure over the past year. Grace was taken away from us in the most brutal fashion a year ago, and our lives have been and family have been ripped apart. This will be with us for the rest of our lives. We would like to thank several people. Auckland Police Force been professional, diligent and thorough all through this investigation. Last but not least, we would love to thank the people of New Zealand. They've opened their hearts to Grace and her family. I cannot express our gratitude enough for all the offers and gifts of kindness that we have received over the last year. I've always thought that if it wasn't Grace, it was going to be someone. Now, I'm not a psychologist, so I can't talk about psychological profile, but what we do know is he's a liar. You know, a number of times we've proved he lied to the police, he lied to others. Acest caz i-a determinat pe mulți oameni să-și exprime furia față de modul în care viața lui Grace a fost prezentată în timpul procesului și modul în care moartea ei a fost prezentată de Jesse. Fratele lui a declarat: Jesse minte mereu, iar atunci când este prins, începe să plângă și să se ascundă. La un an de la proces și de când a fost arestat pentru uciderea lui Grace, două femei s-au prezentat la secția de poliție și au depus plângere împotriva lui, așadar au mai avut loc alte două procese, dar fără prezența unui juriu. Ambele femei au văzut poza lui Jesse la știri. Chiar dacă era vorba despre o poză blurată, acestea l-au recunoscut imediat. Primul proces a avut loc în luna octombrie a anului 2020. Fosta parteneră a criminalului a povestit cum acesta o abuza fizic, sexual, emoțional și financiar. Acesta îi ținea cuțitul la gât, o sufoca, o forța să facă acte sexuale și a furat din contul ei $10,000. Jesse a fost găsit vinovat și condamnat la alți 7 ani și jumătate de închisoare. În luna noiembrie a anului 2020 a avut loc al doilea proces, de data aceasta pentru că a violat o fată pe care a cunoscut-o pe aplicația Tinder chiar cu 8 luni de zile înainte să o ucidă pe Grace. Jesse a amenințat-o pe tânără spunându-i: dacă nu faci cum îți spun, te voi ucide și îți voi ucide familia și știi că sunt în stare de așa ceva. Acesta a fost din nou condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare, deci în total 11 ani. În momentul în care Jesse a fost găsit vinovat de viol, acesta și-a pierdut controlul. În mod tragic, tot în luna noiembrie a anului 2020, tatăl lui Grace, David Millane, a murit după o lungă luptă împotriva cancerului. În onoarea lui Grace,
Familia și prietenii ei au strâns o sumă mare de bani și au pus pe picioare asociația White Ribbon. Este vorba despre o asociație caritabilă care are scopul de a pune capăt violenței bărbaților împotriva femeilor. Familia și prietenii lui Grace au strâns peste 11.000 de lire sterline în numele ei și au pus pe picioare o altă asociație, asociația Love Grace, care, de asemenea, este o asociație înființată în onoarea ei. Pune pe primul loc siguranța femeilor care sunt în căutarea unui refugiu după ce au fugit dintr-o relație dăunătoare și abuzivă. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi, acesta a fost cazul Grace Millane. Aștept părerile voastre în comentarii și, bineînțeles, vă invit să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o până acum și doar dacă vreți. Ne vedem în curând tot aici cu un nou episod, dar până atunci să nu uitați să aveți grijă de voi!